Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru cei care cunoașteți activitatea Bisericii Emanuel, este în obiceiul nostru sfânt, din când în când, să deschidem Sfintele Scripturi și din perspectiva profețiilor cu privire la vremea sfârșitului. Și înainte de rosti mesajul profetic din această dimineață în Biserica Emanuel, în această seară în Europa, România, Olanda, sora mea urmărește, și probabil îmi dă telefon să-mi spună ce am greșit. Deci, înainte de a rosti mesajul acesta, când vorbesc despre vremea sfârșitului, aș vrea să fac această specificare. Biserica nu crede în sfârșitul lumii. Nici eu nu cred în sfârșitul lumii. Biblia nu învață de sfârșitul lumii, ci Biblia, când vorbește despre vremea sfârșitului, vorbește despre sfârșitul istoriei omului așa cum este la ora actuală, pentru că Dumnezeu este etern și are cu omul o istorie eternă, inclusiv cu cosmosul o istorie eternă. Vom începe o istorie nouă cu Dumnezeu după ce se termină istoria aceasta. Și aceasta este spre terminate. Voi citi două pasaje biblice din Isaia, capitolul 11, versetele 11 la 12, și apoi din Amos, capitolul 7, versetul 1. Voi folosi o traducere nouă, traducerea din 2001, a variantei Cornilescu, varianta evanghelică, iar pasajul din Amos, aș vrea să specific, este traducere după Septuaginta, deci traducerea din ebraică în greacă, aproximativ 250 de ani înainte de Hristos, și este varianta Bisericii Ortodoxe Române după înalt preasfinția sa Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, acum traducere în 2001. Vreau să specific și acest fapt. Septuaginta a fost varianta biblică pe care a folosit-o Domnul Iisus Hristos în timpul vieții lui pe pământ printre noi. Deci Septuaginta, pe lângă Septuaginta, mai există un text, se numește textul masoretic, textul evreiesc diferit, și sunt anumite diferențe între cel din Septuaginta și cel masoretic, evident, diferențele sunt de nuanțe, de putere, de redare. Și să ascultăm acum aceste pasaje, dumneavoastră le puteți urmări și pe ecran. În ziua aceea, Domnul își va întinde din nou mâna, a doua oară, ca să dobândească rămășița poporului său, care va fi rămas din Asiria și din Egipt și din Patros și din Cuș și din Elam și din Șinear și din Hamat și din insulele mării, și va înălța un steag pentru națiuni și îi va aduna pe cei alungați ai lui Israel și îi va strânge pe cei risipiți ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului. Așa mi-a arătat Domnul Dumnezeu. Și iată, prăsiile de lăcuste venind din răsărit, și iată, căpetenia lor era regele Gog. That's not me. Este traducerea nouă, pentru că în traducerea Cornilescu, textul din Amos 7:1, o să-l citesc mai târziu, îl avem diferit. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, când vorbim despre vremea sfârșitului, primul mare lucru la care ne gândim este reîntoarcerea lui Israel din exil, după aproape 2000 de ani. Când Domnul a adunat întâia dată pe exilații lui Israel, a fost la 70 de ani după robia babiloniană, potrivit Daniel 9, versetele 1 la 2, Ieremia 25 cu 11, Neemia 2, 4 la 8. Observați că în pasajul pe care l-am prezentat în fața dumneavoastră, din Isaia 11 cu 11, spune că Dumnezeu va strânge a doua oară
pe Israel. Și lucrul acesta se întâmplă acum, după ce israeliții, poporul lui Israel, în anul 70 după Hristos, a fost dispersat în toată lumea de către romani și această dispersare a lor a fost definitivată în anul 135 după Hristos de către împăratul Hadrian, cezarul Hadrian, în urma răscoalei lui Bar Kokhba. Acum când a doua oară se întorc evreii din robie sau din dispersarea lor mondială, întorcerea aceasta este legată de câteva aspecte. Primul aspect, ea are loc în zilele din urmă. Deci, foarte mult se întreabă, suntem în zilele din urmă sau nu suntem? Când Israel se va întoarce din nou, și Israel este întors și este în proces de întoarcere, nu? Lucrul acesta se va întâmpla cu strictețe în zilele din urmă. Ia ascultați aceste texte, Ezechiel 38, versetele 8, 12 și 16. După multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi, asta citiți, în zilele din urmă, și de fapt în ebraică scrie în zilele cele mai de pe urmă, asta este expresia iudaică, în zilele cele mai de pe urmă, vei merge împotriva țării, este vorba de războiul lui Gog, ai cărei locuitori, fiți atenți, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care fusese multă vreme pustii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Mă voi duce să iau pradă, zice Gog cu trupa lui, și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Vei înainta împotriva poporului meu Israel, acum o spune clar Domnul, ca un nor care va acoperi țara în zilele de apoi, citiți din nou, în zilele cele mai de pe urmă, te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit sub ochii lor, Gog. Deci întoarcerea este strict legată de vremurile din urmă și nimeni să nu se mai îndoiască de acest aspect, unde trăiește și ce timpul trăiește. Și apoi, al doilea element al acestei întoarceri, a doua oară despre care vorbește profetul Isaia, frașii și surori, domnilor și domnilor, întoarcerea aceasta este permanentă. Permanentă. Pentru toți antisemiții în frunte cu Ahmadinejad și pentru toți mari predicatori antisemiți care spun replacement theology, Israel a fost înlocuit. Dați-mi voie să vă dezamăgesc. Când Israel se întoarce a doua oară, întoarcerea lui este permanentă, punct. Amos 9, 14 la 15. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui, vor sădivi și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Și acum versetul 15 din Amos 9. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul. Dacă mi-ați să citiți din altă Biblie, înseamnă că aveți o Biblie falsă. Întoarcerea aceasta este legată de invazia lui Gog. Deci un alt element. Întoarcerea este legată de invazia lui Gog, întoarcerea de pe urma lui Israel, din zilele cele mai de pe urmă. Țineți minte expresia aceasta. Ezechiel 38, 8, 16 la 8. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării când voi fi sfințit sub ochii tăi, Gog. Și nu uitați, după cum veți vedea, Gog reprezintă pe ruși. Însă, Biblia nu uită să specifice și acest mare element. Această întoarcere din zilele cele mai de pe urmă ale lui Israel, în Palestina, cum se numește, de către romani se numește Palestina, întoarcerea este numai fizică, nu întoarcere în credință. Ezechiel 37 cu 8, cuvântul Domnului spune în felul următor. M-am uitat și iată că le-a venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, partea finală a versetului 8,
dar nu era încă Duh în ele. Deci când Israel se întoarce a doua oară, în zilele cele mai de pe urmă, el se întoarce tot în necredință, adică încă nu l-a primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Dumnezeu. Și de aceea, cum se vede și astăzi, întoarcerea lor este în necredință. Însă, dați-mi voie să vă să prezint în fața dumneavoastră detaliile din Ezechiel. Sunt atât de frumoase, atât de expresive. Numai Dumnezeu poate să vorbească atât de frumos și atât de expresiv. Ezechiel prezintă detaliile în 37, versetele 7 la 8. Am să citesc din nou pasajul acesta și apoi vă explic fiecare detaliu. Am profețit cum mi se poruncise, fiți atenți, și pe când profețeam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit piele pe deasupra, dar nu era Duh în ele. În întoarcerea lor definitivă sunt 5 aspecte legate de întoarcere și 1 al 6-lea legate de starea spirituală. Primul aspect este vuiet, zgomot. Al doilea este mișcare. Și am văzut o mișcare, oasele au început să se miște. Dar în ebraică aș vrea să vă spun că pasajul folosit spune am văzut o bubuitură, o împușcătură. Dacă vă uitați, vă o să vă uitați în New King James Version. În New King James Version spune and suddenly a rattling. Dintr-o dată ratatatatata, deci mitraliere. Așa spune în ebraică. Apoi spune, al treilea, oasele s-au adunat împreună. Patru, au crescut vine, în ebraică scrie tendoane, și carne pe oase. Și apoi spune, au fost acoperite cu piele. Haideți să vă uitați în istorie cu mine, cum s-a întors Israel și cum s-a pornit profeția lui Ezechiel. Istoric lucrurile stau în felul următor. Dispersați de aproape 2000 de ani, deci răspândiți în lume de aproape 2000 de ani, evreii erau acum ca o vale a oaselor. Nici popor, nici viață spirituală. Lucrul acesta este prezentat de Domnul în Ezechiel 37:11. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Deci nu putem noi să interpretăm altceva, că Dumnezeu își interpretează singur cuvântul. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Deci dispersați în felul acesta. Și cum spune profetul Ezechiel? Că primul lucru care s-a întâmplat a fost un vuiet și o bubuitură, un ratatatata puternic. Ia uitați-vă în istorie. Evenimentul care a mișcat iudaimea internațională ca să creeze din nou un stat evreiesc, a fost declarația Balfour, The Balfour Declaration, din anul 1917. Suntem în primul război mondial. Ce face zgomot și bubuitură mai mare decât TNT, adică trinitrotoluen sau dinamită? În timpul cel de-al doilea, în primul război mondial, a început pentru prima dată să se folosească dinamita în război. Dar fiți atenți la acest lucru. Englezii controlau Palestina. Era un război cu nemții, cu Germania. Și englezii erau amenințați să fie cuceriți de către germani. Ca să se apere, englezii și-au dat seama că au nevoie de o armă și de muniție mai puternică decât cea de care dispuneau. Și-au dat seama că au nevoie de dinamită. Primul ministru britanic, Lordul Balfour, a cerut savantului evreu Chaim Weizmann, născut în 1874 în Rusia și a murit în Israel în 1952, a fost primul președinte al Israelului între 49-52. Deci primul ministru Balfour i-a cerut lui Chaim Weizmann să lucreze, pentru că era savant în chimie, la
o metodă de producere în masă a acetonei, cu care soțiile noastre își curăță unghiile, știți noastră. Acetonă. Acetona se folosește în dinamită, în producerea în masă a dinamitei. Chaim Weizmann s-a pus pe lucru și foarte repede a pus la punct o metodă de producere a acetonei din porumb. Ați auzit bine? Din porumb. Englezii au început să producă în masă dinamita și i-au nimicit pe nemți. Apoi lordul Balfour i-a zis lui Chaim Weizmann, numește-ți prețul pentru invenția ta. Și Weizmann a zis, prețul meu este, cere tu guvernului britanic, care stăpânește peste Palestina, să ne dea voie să formăm un stat palestinian acolo. Și lordul Balfour a scris această faimoasă declarație a guvernului britanic numită The Balfour Declaration, declarația Balfour, care a încuvințat pentru prima dată în istorie după 2000 de ani ca evreii să se întoarcă acasă. Ce a zis, cum a zis Ezechiel, fiți atenți la expresia lui. Deci m-am uitat peste valea aceasta de oase și în primul rând s-a auzit un vuie. Doamne, s-ar putea, apoi un bubuit. Pe ce margine s-a făcut? Pe dinamită. Apoi spune mai departe profetul, zice, oasele au venit împreună. În 1917, frați și surori, doamnelor și domnilor, 100.000 de evrei locuiau în Palestina. După declarația lordului Balfour, evreii din lume au început să emigreze câte unul câte unul. Oasele au început să vină împreună. Cât privește pe arabi, pentru aceia care fac politică pentru musulmani și pentru arabi, erau 30-40.000 de arabi în Palestina în vremea aceea. Nu erau mai mulți. De aceea, uitați noțiunea aceasta de popor palestinian, pentru că este numai o noțiune politică, nu o noțiune istorică. Oasele au început să vină împreună. Doi spune, a început să crească tendoane și carne, adică să se lege. Locuitorii de origine arabă au început să se sesizeze, începând cu anul 1920 despre emigrarea israelită în Palestina și au început activități ostile, criminale împotriva evreilor. În această perioadă, evreii și-au dat seama că numai dacă se unesc, se pot apăra în dreptul lor de a forma un stat. Așa că au înființat în 1920 primele kibuțim, uniuni, care să-i țină împreună. Oasele nu s-au adunat la olartă, au prins tendoane, au început să se lege. Și apoi spune profetul Ezechiel că au început să crească tendoane, să fie acoperite cu piele și carne. Cel de-al doilea război mondial a adus simpatia lumii internaționale pentru o vreme cu privire la evrei ca să-și formeze un stat pentru totdeauna. Așa că la 14 mai 1948 s-a format statul evreu, s-a acoperit cu piele și a făcut granițe și este un trup de sine stătător. Nu-i frumoasă profeția? Este foarte frumoasă. Ezechiel știu ce vede și noi trebuie să știm ce să citim în istorie. M-am uitat și iată că le-a venit vine, nu? Carnea a crescut, le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele, deci nu era viață. La acest aspect, că s-au întors în necredință, face Iisus Hristos, dragii mei, referință când spune că în vremurile din urmă toată lumea trebuie să se uite la smochin, care îl reprezintă profetic pe Israel. Uitați ce spune Iisus Hristos în Matei 24:32. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape, deci când are frunze doar, nu are roade, pentru că el nu are duh în el, nu are viață spirituală. Încă două aspecte profetice pe care trebuie să le știți înainte de a intra în alte detalii, ca să vedem că suntem în vremurile din urmă și că ele sunt legate de Israel, de poporul Domnului, și aceste două aspecte sunt așa, acestea. Israel trebuia să se nască într-o zi. Deci, după cuvântul profetic, Israel trebuia să se nască într-o zi. Isaia 66:8. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile sau durerile nașterii și fica Sionului și-a și născut fiii.
Trebuie să fac o paranteză aici pentru dumneavoastră, pentru ca să înțelegeți bine limbajul profetic și limbajul politic. Ați mai auzit că o țară s-a născut într-o zi. În anii 60, în Africa, de exemplu, a fost această mișcare de înlăturare a colonialismului. Și rând pe rând, câte într-o zi, state africane și-au declarat independența. Nu confundați nașterea unei țări, care n-a existat 2000 de ani, cu declararea independenței după negocieri de 50 de ani. Înțelegeți? Nu confundați una cu cealaltă. Pentru că țările ale erau acolo, nu s-au născut, Nigeria, Republica Sud-Africa, numiți-le dumneavoastră pe toate, dar erau controlate fie de americani, fie de francezi, fie de englezi, nu, fie de germani, fie de olandezi, și și-au negociat, cel mai recent, dumneavoastră țineți minte, Hong Kongul. Și-a obținut, cum să zicem, independența de sub englezi recent, nu? În timpurile noastre. Dar nu s-a împlinit profeție ca și în cazul lui Israel. Și al doilea element pe care trebuie să-l amintim aici, deci nu numai că trebuia să nască Israel într-o zi, deci după 2000 de ani, trebuia să-i se redea limba înapoi pe care a vorbit-o. În Țefania 3, versetele 9 la 13, cuvântul Domnului spune: rămășița lui Israel nu va mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va găsi o limbă înșelătoare. Atunci voi da poporilor buze curate. În ebraică scrie limbă nouă ca înainte. Ce s-a întâmplat? Evrei din 70 de țări ale lumii au venit în 48 în Israel. Dar imaginați-vă dumneavoastră că după 2000 de ani oamenii aceștia au trebuit să comunice la oaltă. Dar fiecare avea limba lui. Unii erau olteni, unii erau ardeleni, unii erau moldoveni, dar nu s-au văzut de 2000 de ani. Și au început să vorbească fiecare cum a știut. Și era, din punct de vedere al comunicației, o, românește vorbind, harababură în Israel. O harababură în Israel. Ce s-a întâmplat? Învățatul literat evreu Eliazar ben Yehuda, într-o noapte, a visat că Dumnezeu a venit la el. Și Dumnezeu i-a zis: Eliazar, tu ești învățat. Întoarce-te la limba lui Avraam. Caută în Scriptură și vezi ce spune limba lui Avraam. Și Eliazar a deschis Scriptura, Vechiul Testament, a găsit, Vechiul Testament are aproximativ 7000 de cuvinte combinate în diferite forme ca să facă Vechiul Testament. El a scos toate cele 7000 de cuvinte care sunt originale în ebraică de pe timpul lui Avraam. Le-a studiat bine, a format cuvinte noi pe rădăcinile acelea și s-a dus în fața guvernului și a spus: aceasta este limba pe care noi trebuie să o învățăm. Limba noastră strămoșească, a lui Avraam. Guvernul a aprobat și Israel vorbește din nou limba lui Avraam, pentru că în felul acesta, spune cuvântul din Țefania, Domnul le dă o limbă nouă, o limbă pe care au mai avut-o. Deci iată, legată de această vreme a sfârșitului, trebuie să înțelegem, Israel este tic-tacul, ceasul care spune, și nu uitați, încă o dată, ce scrie în Biblia noastră, în zilele de apoi, dumneavoastră înțelegeți, în zilele cele mai de pe urmă. În primul rând, umbrele demonice ale regelui Gog. Deci ce se întâmplă în profeții? Unde ne găsim acum? După ce știm că suntem în vremea sfârșitului. Presa mondială din 2 august 2007 a prezentat evenimentul cu rezonanțe profetice, frați și surori, doamnelor și domnilor, al coborârii a două submarine rusești pe fundul Oceanului Arctic, în așa zisă marginea Lamanasov, the Lamanasov Edge în limba engleză. Și rușii au lăsat acolo un steag de titaniu de un metru în dimensiune, indicând prin aceasta că ei pot să demonstreze că marginea Lamanasov, care este sub polul nord arctic, fiind legată de continent, este a lor și le aparține. Aceasta este o politică a guvernului rusesc, ultranaționalistă,
cu scop economic, bineînțeles, este mult petrol și gaz concentrat acolo, este o politică de natură militară, de natură expansionistă. Evenimentul are puternice rezonanțe profetice. De ce? O să vedeți de ce. Rusia sau știții în istorie. Deci Rusia sau știții. Și o să vedeți în Noul Testament o afirmație care o să vă surprindă. Sunt identificați în istorie sub numele de Gog. Dacă vreți să citiți pe istoricii Hesiod, Herodot, suntem în secolele 7 înainte de Hristos. Dacă vreți să-l citiți pe Homer, secolul 8 înainte de Hristos. De asemenea, istoricii evrei, Filo și Josephus Flavius, identifică pe știți cu numele de Gog, fiii descendenții lui Iafet prin Magog, pentru că Iafet l-a născut pe Magog. Josephus Flavius face următoarea afirmație și vă citesc. Magog, fiul lui Iafet, a fondat, s-au pus bazele magogianilor, numiți așa după el, dar care după greci se numesc știți. Am încheiat citatul. Homer, în Iliada, scrie și identifică pe știți cu cimerienii. O ramură știtică, de fapt, Homer nu este atât de corect, cimerienii au fost cimerienii, o ramură știtică, care locuiau în Ucraina de azi și în stepele Rusiei. Și apoi încă un lucru care o să vă surprindă, pentru cei ce nu cunosc acest adevăr, Marele Zid Chinezesc, singurul obiect care se vede din cosmos, inclusiv de pe Lună, aici pe Pământ, a fost construit ca să slujească de apărare împotriva invaziilor barbare ale știților împotriva chinezilor. Dar chinezii, uitați cum numesc zidul chinezesc. Sud Yagog Imagog. Asta este numele zidului chinezesc. Zidul de apărare împotriva lui Gog. Încă o dată, niciun neam cu noi, trebuie să nu mai ales că sunteți în Biserica Emanuel, nu? Și unii zic că sunteți la Biserica lui Gog. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că la ora aceasta, frași și surori, doamnelor și domnilor, rușii sunt singurul popor în lume care după Ezechiel, notați Ezechiel 38 cu 6, cu 14, cu 15, Ezechiel 39 cu 1 la 2. Sunt singurul popor în lume care locuiește în fundul miază noaptei, adică în extremitatea de nord a nordului. Asta înseamnă fundul miază noaptei. Dacă se mândrește cineva că Gog reprezintă pe Rusia, trebuie să citiți în Biblie. Și acum, dacă cineva crede că Rusia nu locuiește acolo, dacă și-au pus steagul inclusiv la Polul Nord, poate fi mai nord de Polul Nord. După mine, nu. Nu este mai nord de Polul Nord. Deci, ea, gestul Rusiei din 2 august 2007, pretenția ei pe care au prezentat-o și Organizației Națiunilor Unite, deja ca să le confirme teritorial lucrul acesta, dar noi tot fără Moldova am rămas, nu? Așa? Este un gest politic care vorbește despre o situație profetică care se împlinește în această vreme din urmă, când Israelul va fi atacat de către Gog cu hoardele lui, adică de către Rusia cu o coaliție islamică împotriva lui Israel. Mai adaug la aceasta următoarele lucruri. Ați văzut dumneavoastră, am citit textul din Amos, capitolul 7, cu versetul 1. Îl citesc acum în varianta Cornilescu. Domnul Dumnezeu mi-a zis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste. În clipa când începea să crească otava, era otava după cositul împăratului. Vedeți cum traduce Cornilescu. Septuaginta, însă, textul pe care l-a folosit Iisus Hristos spune în felul următor. Atunci Domnul mi-a arătat o invazie de lăcuste și iată că în fruntea lor era regele Gog.
No, de ce este important lucru, versetul acesta? Este important pentru următorul lucru. În Proverbe 30:7, înțeleptul Solomon spune, lăcustele n-au împărat. Dar în Amos, în fruntea lăcustelor, stă regele Gog. Ce vrea să spună aceasta profetic? Noi trebuie să știm să citim în Biblie. Profetic aceasta însemnează, frașesor, doamnelor și domnilor, că în spatele liderilor politici rusești stă un demon foarte hidos, care controlează, ca așa cum stătea în spatele Persiei pe vremea lui Daniel, că venea să înțelege Scriptura, așa, care controlează toate acțiunile și hotărârile luate de acest guvern. De aceea, lucrurile se întâmplă astăzi așa cum se întâmplă. Luați în considerare și acest aspect din vremurile din urmă. Apocalips 9:3-11 spune că atunci când a fost dezlegat îngerul adâncului, o invazie de lăcuste a venit pe pământ. O invazie de lăcuste. Și în Apocalips 20:8, din nou o invazie a lui Gog. Odată ce Gog este nimicit, nu se mai poate renaște. Dar faptul că și după 1000 de ani este prezentat din nou în felul acesta ca rebelios împotriva lui Dumnezeu, aceasta presupune o influență demonică în spatele guvernelor lumii, de aceea există această stare de nepocăință. Și atunci aceste umbre demonice trebuie văzute cum lucrează astăzi în profeții, cum lucrează între oameni și de ce se grăbesc lucrurile spre împlinire în aceste vremuri mai de pe urmă. Și apoi am spus, sciții sau rușii sau Gog, în Noul Testament este specificat într-un singur loc. Este mențiunea lui Pavel din Coloseni 3:11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici tăiere împrejur. Nici barbar, și uitați ce spune Pavel, nici schit, este scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. De ce face apostolul Pavel această afirmație și spune nici barbar, nici scit? Pentru audiența timpului său, când spune scit, a făcut semnificație foarte mare, pentru că sciții, rușii de astăzi, deci cei locuitorii stepelor Rusiei de astăzi, erau cei mai barbari și cele mai crude popoare care trăiau pe timpul lui Pavel. Să nu fi căzut un roman în mâna lor, se asemăna cu creștinii și cu evreii care cad în mâna fanaticilor islamiști de astăzi. Erau decapitați sau erau jupuiți de viu și le se dea drumul după ce erau jupuiți de viu. Și apostolul Pavel spune, nu mai sunt sciți, nu mai sunt barbari din aceștia, cruzi din aceștia, care vor domina și au dominat istoria. Hristos poate să-i schimbe și pe oamenii acestea, pentru că Hristos Domnul n-a rânduit nimeni să fie barbar, n-a rânduit nimeni să facă crime, n-a rânduit nimeni ca să se ridice împotriva lui Dumnezeu, ci Hristos a murit pentru ca toți să aibă viață, toți să aibă viață. Ruși, români, americani, musulmani, arabi, vorbesc numai să primească jertfa lui și să se pocăiască. În cuvântul Domnului spune că în vremurile din urmă, deci cele mai de pe urmă, sciții, rușii, Gog, va avea cârligul lui Dumnezeu în gură ca să vină împotriva Rusiei. Care este cârligul? Cârligul este, deci trebuie să-i pună ceva în fălci, cârligul este interes economic. Deci, în primul rând, interes economic. Dispunând de petrol și descoperind noi zăcăminte la Polul Nord, Rusia știe un lucru. Dacă controlează energia lumii, controlează lumea. America este paralizată, Europa de Vest este paralizată. Observați că în Ezechiel 38:12-13, profetul, Domnul întreabă prin profet pe sciți, pe rus. Vei zice, mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, deci pe Israel. Pe poporul acesta strâns de mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Seba și de Dan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei îți vor zice, vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și abuții și să faci o mare pradă?
Uitați ce urmează să se întâmple. Vă spuneam nu de mult, potrivit Geneza 49:1, când Iacov și-a binecuvântat copiii, cele 12 seminții, a spus, haideți să vă spun ce se va întâmpla cu voi în vremurile cele mai de pe urmă. Asta este expresia. Citiți bine. Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni, traduce Cornilescu, este în vremurile cele mai de pe urmă, Geneza 49:1. Iar în versetul 25 din Geneza 49 spune că în vremurile cele mai de pe urmă, Iosif sau Manase și Efraim, cei doi fii ai lui, vor fi binecuvântați de Domnul, la fel Asher, cu binecuvântările adâncului de jos. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că evreii vor descoperi, și v-am spus deja, au descoperit deja petrol de anul trecut și se forează intens în aceste zone. Acum că se vehiculează atât de mult această idee să se formeze două state, și revin la aceasta imediat, eu cred că soluția pentru a face două state este nebiblică, este numai o manevră politică americană și a Europei de vest la presiunea economică a arabilor, a petrolului, țărilor care dețin petrolul. Ca să garanteze bună oră pacea, Națiunile Unite vor pune acolo armată. Și probabil ca Israel să fie mai în siguranță, vor cere ca armata să fie americană. Pentru că au încredere în americani. Rușii care au descoperit petrol și care vor auzi și aud că Israel are petrol mai mult decât oricine, și veți auzi vestea aceasta cât de repede, pentru că deja s-au anunțat primele descoperiri, câteva zeci de miliarde de barile de petrol în Israel, vor zice, câtă vreme ei dețin economic, pot să se refacă economic și America să depinde economic de ei, atâta vreme nu putem să ne împlinim planurile noastre expansioniste. Și atunci vor veni împotriva lor. Dar spune Seba și Dedan este Arabia Saudită. Deși este vrăjmașa lui Israel, deține petrol, este încă influența americană, oarecum, vor fi acolo. Americanii vor fi acolo și când rușii voi invada, doar vor fi doar o reacție politică. Ai venit să iei pradă? Când spune ai venit, înseamnă că ei sunt acolo. Că nu spune te-ai dus să iei pradă. Că ai venit, că te-am întâmpinat și noi. În felul acesta, rusul ar dori să controleze energia pământului, petrolul, nu pentru că atunci armata este paralizată, economia este paralizată, toată lumea poate să depinde de ei. Observați dumneavoastră, Ucraina este paralizată, România aproape de multe ori cu gaz pentru că se stinge de cum se vrea. Europa este într-o criză imensă, Europa tremură, deși se laudă și se bat în piept Uniunea Europeană, fac mereu demersuri pe lângă Putin, pe lângă Rusia, să nu terorizeze cu energie, cu petrol și cu gaz metan Europa, dar astea sunt numai povești, că nu este cine să asculte. În spatele lor este regele Gog, e un demon hidos, care vrea să nimicească pământul și lumea să nu se pocăiască. Apoi Rusia este alt cârlig, pe lângă cel economic, este investițiile militare. Înainte ca să-și termine mandatul, de nu va face o manevră să mai stea încă 5 ani Putin, a aprobat 200 de miliarde de investiții în armata rusească, în producția militară rusească, însă are investiții de peste 100 de miliarde în Iran, care este teroristul numărul 1 al pământului la ora actuală. Pentru că în Biblie scrie, când vei veni împotriva lui Israel, Persia va fi împreună cu tine, sau Iranul. Iranul deține petrol, Iranul are această politică să șterge pe Israel de pe fața pământului. Nu este ceva nou care noastră nu cunoaște, dar trebuie să știți să citim împreună în Biblie și să vedem. Și apoi, pe lângă toate acestea, există nu numai strategie economică și investițiile mari, cârligul în gura rusului, este interesul militar. Poate nu face sens ce vă spun eu în momentul acesta pentru mulți, pentru că specialitatea noastră nu este armata, nu este interesul militar. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă veți discuta cu oameni care cunosc strategie militară și cu țări care sunt interesate în strategie militară, cel mai mare centru de control al întregii lumi este Israel.
Credeți dumneavoastră că degeaba scrie în Ezechiel 38:12, mă voi duce să iau o pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strându-și în mijlocul neamurilor, care are turme și moșii, și auziți ce spune despre el? Și locuiește unde? În mijlocul pământului. Deci dacă vrei să controlezi totul, stai la mijloc, că de acolo vezi pe toate. Limbajul profetic este extraordinar. Este extraordinar. Se știe că de acolo controlezi Africa, controlezi Europa, controlezi Orientul Mijlociu și te întinzi până în Asia. Și ești puternic. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Invazia lui Gog, însă, frașe soră, doamnă și domnule, este discutabilă când să se întâmple. Înainte de răpirea bisericii, după răpire, la sfârșitul mileniului. Sau este unul și același lucru cu Armagedon? Eu sunt de părere, din studiile pe care eu le fac mereu, că invazia aceasta a Rusiei, împreună cu Iranul, cu Libia, cu Turcia, parte din Germania, țările musulmane asiatice, despre care vom vorbi imediat, se va întâmpla înainte de răpirea bisericii. De ce? Nu poate fi confundată cu Armagedonul, pentru că Armagedonul este tot pământul adunat împotriva lui Isus. Invazia lui Gog este o invazie din extremitate de nord cu o hordă de popoare. Deci nu este tot pământul, din nord cu o hordă de popoare. La Armagedon toate armatele pierd când se arată Isus Hristos. La invazia lui Gog asupra lui Israel, doar a șasea, tot din șase soldați, cinci pierd, a șasea parte pierde. Deci, și rămân foarte, foarte puțin potrivit Ezechiel 38:1-7. Pe de altă parte, la Armagedon, intenția este să-L detroneze pe Hristos, iar invazia lui Gog este să pună mâna pe pradă. Deci, așa. Apoi mai există aceste aspecte legate de arma cu care se va folosi. În Ezechiel 39:12 spune că după invazia lui Gog, 7 luni va dura curățirea lui Israel de cei morți. Pe când la Armagedon, Israel, rămășița fuge în Petra sau în Boțra, cum este numită în profeți. Dacă fuge acolo, nu mai are timp să facă curățenie. Și Armagedon este la sfârșitul unei cazuri celui mare. Eu nu cred că există argumente suficient de solide să se confunde Armagedonul cu invazia rușilor împotriva și a coaliției islamice împotriva lui Israel. De ce? Pentru că dacă 7 luni de zile se face curățenie, se intre în mileniu deja. Eu nu cred că permite Domnul Iisus Hristos mortăciuni de felul acesta ca să-i spurce lui împărăția. Pe urmă, 7 ani spune că vor arde armele. Din moment ce Israel nu mai poate să fie liniștit pentru că Anticrist este pe urmele lor, nu are cum să se ocupe de arderea aceasta a armelor. Și apoi mai există și acest aspect. Că în timpul acestui atac rusesc și islamofascist împotriva evreilor, în aceste zile din mai de pe urmă, potrivit Ezechiel 39:14, se va folosi arma nucleară. Ori bomba cu neutroni, ori arma bacteriologică. De ce? Uitați ce scrie în Biblie. 39:14. Apoi vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat țara și care vor îngropa trupurile rămase pe fața pământului ca să curețe țara. După 7 luni le vor începe să cerceteze. Din moment ce spune că numai după 7 luni de la război, înseamnă că este atât de contaminat. Deci, dumneavoastră înțelegeți limbajul de astăzi. Este atât de contaminat totul și morții sunt așa de contaminați. Asta de ce? Pentru că ori au fost loviți cu bombă cu bacteriologică, biologică, ori au fost loviți cu bombă cu neutroni, ori au fost folosiți cu ceva fel de bombă nucleară și de aceea va trebui să treacă o perioadă de timp să se mai ridice norul acela sau infecția aceea și de aceea va trebui angajate echipe speciale care să decontamineze țara. Am spus, uitați-vă la Turcia. Turcia este țara Togarmei. Turcia are, de asemenea, 5 sateliți speciali. Sunt fostele republice din Uniunea Sovietică, las republici musulmanice din Asia de astăzi, Tajikistanul, Kazakhstan, Kirghistan, Uzbekistan și Turkmenistan. Nu știu dacă ați știut acest lucru, frașesor, doamnelor și domnilor, dar afară de Tajikistan,
care vorbește dialect persan, deci iranian, Kazahstanul, Kirghistanul, Uzbekistanul și Turkmenistanul toate vorbesc limba turcă. Toate vorbesc limba turcă sau dialect turcesc. Sunt țări musulmane. Turcia, deși încearcă cu eforturi sincere să intre în Europa de vest, Europa este neconfortabilă cu Turcia. Este membră NATO Turcia din 1951, înainte de România. Din 1963 are statut de membru asociat în Uniunea Europeană. Din 14 aprilie 1987 a cerut să aibă statut de plin în Uniunea Europeană, însă sunt refuzați mereu, sunt refuzați mereu. E acest refuz mereu de către Uniunea Europeană pentru Turcia de a nu fi primiți în Europa, vreau să vă spun că a supărat pe turci. Actualul guvern turcesc este un guvern condus, deși este țară democrată încă, este condus de Partidul Populist Islamic sau de Welfare Party, deși citit de asta în presa americană. Welfare Party este un partid ultra-islamic. Ultra-islamic. Premierul turc a creat un așa zis directorat în Turcia, pe lângă ministrul de cultură și ministrul religiei, directorat care controlează la ora actuală armata, controlează școlile, controlează procuratura, controlează toate instituțiile civile. Au 98.000 de angajați pentru aceste posturi. Dacă ați citit săptămâna trecută un sondaj făcut în Turcia pe populația turcească, care credeți că este cel mai mare dușman al Turciei? Nu sunt primiți în Europa. Ce credeți că au răspuns? 83% dintre turci au răspuns, cel mai mare dușman al Turciei sunt americanii și evreii. Wake up! Wake up! Există, deci, drumul acesta să se împlinească vremea sfârșitului. Umbrele acestea demonice asupra lui Gog. 2. Drumul spre nicăieri. Aveți răbdare cu mine în dimineața aceasta, nu? Cel mai bun aliat al lui Israel este America. Însă factor ciudat, frașesorilor, doamnelor și domnilor, cum sunt dependența energetică americană de lumea arabă, apoi extremismul politic-democratic de stânga, de aici din Statele Unite, extremismul politic-democratic de aici din America, care nu dă voie să aduci petrol din Alaska, să forezi pe costa Californiei, pentru că trebuie să ne închinăm la pământ și la soare. Deci am ajuns așa de primitivi, fac America să fie dependentă energetic de Statele Arabe și datorită acestui fapt, America este paralizată de aici încolo în deciziile ei. Pe urmă, balanța aceasta economică, deficitul economic mare cu China, deficit pe care chinezii încearcă să-l acopere împrumutând mereu din notele, din rezervele financiare americane ca să balanceze deficitul comercial american, face America să fie dependentă financiar de China la ora actuală. Toți banii avem din China, aproape, 53%. America este vulnerabilă. Datorită acestor presiuni s-a creat această doctrină a președintului Bush, drumul spre pace. De ce mesajul meu este drumul spre nicăieri? Roadmap to peace. Este un drum spre nicăieri. De ce? America, așa zis un quartet, America, Rusia, Uniunea Europeană și ONU, propun ca în Israel sau în Palestina, mai degrabă, să se facă două state, statul palestinian și statul israelit, cu două capitale, dar Ierusalimul să fie această capitală, împărțit în două. Parte de răsărit sau cea veche fiind capitala Palestinei, iar parte de vest, capitala lui Israel. Statul evreu trebuie să se oblige să cedeze palestinienilor Gaza și West Bank, iar Siriei înălțimile Golan sau Basanul din Biblie. Pe lângă aceste aspecte, la 26 mai 2015, președintele Bush a anunțat că noua poziție americană față de Orientul Mijlociu și față de Israel este ca Israel să se retragă în granițele din 49. Și a spus că America este intransigentă, nu-și mai schimbă politica în această direcție. Este o politică față de Israel cum nu se poate mai nebiblică și mai
neprincipială. De ce? Pentru următorul motiv. Țara nu este a lui Israel, țara nu este a musulmanilor, cum se pretinde, țara este a lui Dumnezeu. Este singurul loc de pe pământ pe care e în proprietatea lui Dumnezeu. Poate pentru unii din noastră sună ciudat. Dumnezeu are și El proprietate pe pământ și a cumpărat și El o proprietate și pe pământ. Este Israelul. Uitați ce spune în Ezechiel 38, 16 cu 21, Ioel 3 cu 2. Dacă citiți cu atenție pe Ezechiel, spune, au venit împotriva țării mele, împotriva poporului meu. Ioel 3 cu 2, fiindcă au împărțit țara mea, m-am mâniat pe ei, zice Domnul. De aceea voi face să vină urgia mea împotriva lor, fiindcă au pângărit numele meu cel sfânt când s-au legat de poporul meu Israel, de țara mea. De țara mea. Este țara Dumnezeu. Palestinienii pretind că Israel nici n-a existat. Nici n-au fost evrei în Ierusalim. N-a fost niciodată vreun templu evreiesc în Ierusalim. Liderii evrei au încercat sistematic să facă pace cu palestinienii în această politică de facem două state. Fiți atenți ce vă citesc până acum. De 9 ori evreii au cedat la masa tratativelor, acceptând toate, repet, toate, uitați-vă pe internet, toate cererile acestora a palestinienilor de pace. Toate. Aduceți-vă aminte în ultima dată când a fost Barack Clinton. Toate. Dar de fiecare dată în cele 9 cazuri, palestinienii s-au retras de la masa tratativelor. De aceea, fostul ministru de externe israelian, Abba Eban, a făcut această afirmație celebră. Arabii nu pierd nicio oportunitate ca să piardă o oportunitate. The Arabs never miss an opportunity to miss an opportunity. De ce? Arabii, musulmani, nu toți arabii, musulmani fanatici, n-au pace. În Isaia 57 cu 21 cuvântul Domnului spune, cel rău n-are pace. Și dacă palestinienii s-au retras de la masa tratativelor când li s-a oferit totul, și uitați ce însemnează totul, 97 din teritoriul israelit a fost cedat de Ehud Barak palestinienilor. Ați auzit bine? 97%! Pentru 3% s-au retras. Pentru că potrivit Psalmului 83 cu versetul 4 și cu versetul 11, cuvântul Domnului scrie, ei se adună la oaltă și zic, haideți să-l aruncăm pe Israel în mare, în Marea Mediterană, ce scrie pe charterul lor, nu? Asta este politica lor. Haideți să desfințăm locuințele lui Dumnezeu, adică în Ierusalim, să nu se mai vorbească de templu. Trist este însă, frașesorul, doamnelor și domnilor, că în prima săptămână a lunii septembrie, guvernul primului ministru israelian Ehud Olmert a înmânat președintelui palestinian Mahmoud Abbas un document în 8 puncte privind un angajament ferm israelian de a crea două state. Uitați ce spune. Evreii se obligă unilateral încetarea ocupației evreiești a ținuturilor West Bank și cedarea acestui teritoriu autorității palestiniene. Evreii n-au ocupat lucrurile acestea. Premierul Olmert este orbit politic la ora aceasta. Acceptul israelian pentru formarea unui stat palestinian cu granițele după statutul de dinainte din 67, când a avut loc războiul de 6 zile. 3. Ierusalimul va fi divizat în două capitale. Deci luna aceasta. 4. Se va conveni accesul de ambele părți ale Ierusalimului pentru locurile sfinte iudaice, musulmane și creștini. 5. Palestina este considerată locul de origine natal al palestinienilor. Ehud Olmert, îmi pare rău să spun, eu sunt păstor, dar eu cred că nu știe ce vorbește. N-au existat niciodată palestinieni. Cum este locul natal al lor? Cele două părți vor acționa cu toată voința și forța pentru implementarea acestui acord. Actualul document reflectă dorința Ligii Arabe pentru pace în Orientul Mijlociu, dar nu dorința israelită. Greșeala lui Olmert este imensă. Aceasta vorbește despre disperarea liderilor politici din Israel, disrespectul lor total pentru cuvântul lui Dumnezeu, de aceea sunt în necredință ca stat, lipsă de voință politică, aruncarea statului evreu
în mâna Goliatului musulman, cedare la terorism. Ce vor face evreii dacă acceptă aceste cedări împotriva sirienilor, dacă le dă înălțimile Golan? De acolo au fost bombardați continuu. Înălțimea Golan este plină de subterane aprovizionate de ruși cu armată. Nu acum, dar au fost pe vremea sirienilor. Vor să se repete același lucru? Ce vor face cu apa potabilă din Tiberiada? Pentru că dacă dă înălțimile Golan, Tiberiada este controlată de sirieni. Cred evreii că mai primesc apă. Evreii au, arabii musulmani au o politică, se numește politica Quraysh. Ce înseamnă aceasta? Profetul lor, Mahomed, se trăgea din tribul Quraysh. A vrut să cucerească Mecca și n-a reușit. Și atunci a făcut pace cu Mecca. După 2 ani de zile el s-a întărit militar, citit în istorie, și tribul Quraysh al lui Mahomed în frunte cu el s-au dus și au măcelit complet Mecca. Și fiindcă era profet, am fost întrebat, dar este ok înaintea lui Allah profetul să facă lucrurile acestea? Și profetul Mahomed a spus în felul următor: această doctrină Quraysh va trebui să funcționeze tot timpul. Pentru Allah poți să minți și pentru interesele profetului. Și această politică se face de-a lungul timpului. Facem două state, mințim că toate sunt bune. După ce am făcut statul, ce urmează? Doctrina Quraysh, nimicește-i cu desăvârșire. Evreii vor trebui să se apere, însă cine să le vină în ajutor? Dacă au speranță de la Națiunile Unite, speranța de la Națiunile Unite este o speranță iluzorie. Pentru că dați-mi voie să vă citesc care este poziția Națiunilor Unite față de poporul evreu. Ia auziți! Din totalul de 175 de rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU în ultimii din 50 de ani de existență a Națiunilor Unite, 175 de rezoluții au fost făcute de Consiliul de Securitate, Forul Suprem. 97 din 175 sunt făcute împotriva lui Israel. 97. S-au luat 175 de decizii și 97 împotriva lui Israel. O să ia pe ONU. Din totalul de 690 de rezoluții ale adunării generale ONU, cum a fost acum, săptămâna trecută, și a vorbit faimosul Ahmadinejad. Din 690 de rezoluții a adunării generale ONU, 492 au fost făcute împotriva lui Israel. Frați și surori, wake up! Drumul spre pace este un drum spre nicăieri. Pare rău că americanii au făcut această propunere. Uitați de ce este spre nicăieri. Pentru următoarele 7 argumente. Drumul spre pace decide destinul lui Israel fără consultarea lui Israel. 2. Drumul spre pace ignoră angajamentul comunității internaționale, care comunitate a cedat lui Israel teritoriile Palestinei în 47 și 48. 3. Drumul spre pace înșeală lumea cu privire la identitatea palestinienilor. Aceștia nu sunt cetățeni palestinieni, sunt cetățeni arabi. Au emigrat din diferite state arabe. Și dacă au emigrat din diferite state arabe și vor să locuiască în aceste țări, în America sunt 160 de națiuni. De ce nu s-au putut încadra în statul evreu? Facem aici un stat român în Statele Unite, un stat unguresc în Statele Unite, un stat chinezesc în Statele Unite, un stat mexican în Statele Unite? Drumul spre pace propus de președintele Bush nu este altceva decât o mașinație islamică care controlează mâna Casei Albe pentru o politică Quraysh. Hai să-i strângem și apoi să-i nimicim. Drumul spre pace cere evreilor să distrugă așezările din Iudeia, Samaria și Gaza, că sunt teritorii arabe. N-au fost niciodată. 7. Cel mai grav, drumul spre pace neagă adevărul biblic despre Țara Sfântă. De aceea trebuie să știm că suntem în vreme din lume. Și în final, în ultimul rând, realități care uimesc. Recent, deci câteva realități, ca să vedeți unde și prin această să vedeți unde ne găsim. La 6 decembrie 2006, Comisia Iraq Study Group, pusă la punct de președintele Bush și în frunte cu fostul secretar de stat James Baker și congresmenul Lee Hamilton, după ce au venit din Irak, au prezentat un Iraq Study Group Report.
Și în acest Irak Study Group Report au propus mai multe soluții pentru conflictul din Orientul Mijlociu, în special situația din Irak. Și din Orientul Mijlociu. Dar fiți atenți, pentru că este document public, puteți să-l accesați pe internet sau să cumpărați cartea, broșură. Printre propunerile Comisiei Baker-Hamilton privind soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, se numără convocarea de către americani, englezi, europeni și ONU a unei conferințe pentru pace cu participarea Siriei și Iranului. Singura țară din regiune care să nu fie invitată la această conferință trebuie să fie Israelul. Trebuie să mai fac comentarii? Este documentul de la Casa Albă. Potrivit postului de televiziune Fox News, pe data de 18 decembrie 2007, senatorul de stat din Nebraska, Ernie Chambers, susținut de alți legiuitori ai statului Nebraska, au intentat un proces împotriva lui Dumnezeu, dacă ați mai auzit din asta. În actul de incriminare al procesului, Dumnezeu este acuzatul, iar poziția pe care o are în această postură de acuzat este Dumnezeu este terorist. Senatorul Ernie Chambers cere în proces ca Dumnezeu să înceteze actele lui teroriste împotriva Americii prin inundații masive cu tremure și uragane. Lipsa de etică morală acestui senator și a colegilor lui este evident. Cu ani în urmă, vă aduc aminte acest lucru, în cercurile evoluționiste s-a vorbit și s-a scris mult despre omul de Nebraska, ați auzit de omul de Nebraska, ca despre o verigă lipsă în lanțul evoluționist al omului spre inteligența de azi. Mai târziu s-a aflat că dintele descoperit de arheologic pe care s-a construit științific istoria omului de Nebraska, despre un dinte, a fost un dinte de porc, care a fost tratat cu o anumită soluție de un profesor care a ironizat evoluționismul și astfel s-a scris o istorie întreagă despre omul de Nebraska. Eu am o întrebare. Oare să fie legiuitorii din Nebraska reprezentanți fosile ale acestui om din Nebraska? Îmi cer scuze pentru ironie. În aceste zile din urmă, frașilor, doamnelor și domnilor, încă un fenomen ciudat. Vorbești cu fratele Nelu Lucas, ți-o să-mi aduce un document, n-am apucat să intru în posesia lui, scris de Einstein. O observație cu rezonanțe profetice. În America și în Europa de vest pierd subit albinele. Mii și zeci de mii de stupi. Au mai pierit și până acum, dar acum problema este că nu se știe de ce pierd. Cercetători științifici americani din Pennsylvania au codificat așa pierirea aceasta masivă albinilor sub literele CCD, Colony Collapse Disorder. Nu pot să explice ce. Are vreo legătură profetică pierirea albinilor cu profețiile? Yes. Pentru că în vremurile din urmă, spune cuvântul Domnului, va fi foamete. 30% din mâncarea pe care noi o mâncăm în Statele Unite se datorează albinilor. Polenizări. Albinilor. Polenizări. Avem o problemă mare în Statele Unite. Vremea care defavorizează și numai în Europa și pe tutindeni, și agricultura este pe nicăieri, pe urmă concentrarea fermierilor să nu mai producă porumb și grâu și cereale pentru consum, ci pentru producție de etanol, ca să nu depindem de benzină. Acum încă pierirea albinelor, 33% din hrana oamenilor, este un scenariu foarte interesant care stă în fața noastră. Ce să mai vorbesc despre aspectul acesta în politica mondială, care vorbește despre vremea sfârșitului? Mântuitorul Iisus Hristos spunea în Luca 17:28-30, vremurile din urmă vor fi ca vremurile lui Lot. Și vremurile lui Lot au fost vremuri în care homosexualismul era politica zilei. Săptămâna trecută, guvernul chinez a dat din nou o declarație prin care se teme că până în 2020 vor fi peste 37 de milioane de tineri chinești care nu se pot căsători pentru că nu pot să-și găsească o soție.
În politica lor de controlare a familiei, chinezii preferă băieți, nu fete. Dar când guvernul admite 37 de milioane, fie sigur că este dublu sau triplu numărul. Se tem că o explozie homosexuală va fi în China și până în anul 2050 vor depăși 100 de milioane de homosexuali în China. Sunt vremurile din urmă. Sunt vremurile din urmă. Un alt aspect pe care vreau să-l amintesc este acest conflict care este între Israel și Siria. Ministrul apărării israeliene Ehud Barak, fostul prim-ministru, a ordonat în 6 septembrie 2007, deci luna aceasta, un atac, un raid aerian asupra Siriei. Sub ce motiv? Pentru că serviciile de spionaj au descoperit că Siria posedă armament nuclear din Coreea de Nord. Sigur, sirienii neagă lucrul acesta. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. În Ezechiel 35, cu 5 la 6, Edomul și Siria sunt prezentați în felul următor. Fiți atenți cum îi descrie Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt. Pentru că aveai o ură veșnică. Asta este marca lor. Și ai doborât cu sabia pe copiii mei în ziua necazului lor. De aceea și Domnul te va toborâ, îi spune acolo prin profetul. Eu îmi pun această întrebare. De ce în coaliția lui Gog toată oștirea musulmană se înșiră împotriva lui Israel sub Gog, Siria lipsește? Știți de ce? Pentru că nu mai este. Eu văd un conflict militar foarte puternic între Israel și Siria, conflict în care, după cuvântul Domnului din Ieremia 49, Siria va fi nimicită și Damascul va ajunge o ruină. De ce nu este acolo în coaliție? Vremea este tot mai aproape, frați și surori, doamnelor și domnilor. Biserica Domnului trebuie să privească tot mai intens la Domnul ei, la Iisus Hristos. Totul ne este descoperit în cuvânt din vremuri străvechi. Hai să vă dau un exemplu pe care îl știți, dar uitați-vă la acest detaliu. Jertfirea lui Isaac, de exemplu, și cu aceasta închei, de către Avram, prevestea jertfa Domnului Iisus Hristos pe muntele Moria, nu? Muntele Calvarul. Deși Isaac nu a fost junghiat, el a fost mort în inima lui Avram pentru 3 zile. De ce? Pentru că azi a vorbit Domnul lui Avram și în ziua aceasta, când a vorbit, deja sculadis de dimineață și a plecat să-l aducă jertfă. Pentru că așa spune Geneza 22:4. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe, unde trebuia să-l jertfească. Observă, dar inima lui, Isaac, a fost mort 3 zile. Cât a fost mort Iisus Hristos? 3 zile. Să uitați la acest eveniment frumos. Când s-a întors Avram de pe munte, citiți în Biblie, în Geneza 22, Isaac nu mai este menționat. Nu că nu s-ar fi întors, sigur că s-a întors. Dar Isaac nu mai este menționat decât mai 2 capitole mai târziu, când este cu mireasă. Dacă toate detaliile din Isaac s-au împlinit în viața Domnului Iisus Hristos, oare s-ar putea, după 2000 de ani, să apară Domnul Iisus Hristos și când apare să fie cu mireasă? Cine are urechi de auzit, să audă. Noi nu putem să punem date că nu le știm și nu le avem. Un lucru este cert. Trăim zilele cele mai de pe urmă, venirea Domnului este așa de aproape, iar Biserica Domnului Iisus Hristos nu trebuie să se ia după povești, băbești. Este timp să ne întoarcem la cuvântul Domnului și să ne rugăm împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care zice: Vino, Doamne Iisuse! Amin!